Slăviți să fie Domnul! Haideți să cântăm împreună cântare care spune: Te caut zi de zi și în jurul meu aștept să văd prezența ta divină. Și aș dori mai mult decât să citim, să fie o dorință în inima noastră. Uitați ce spune aici psalmistul David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginită ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu nu este doar vremea.
este foarte vrednic de laudă. De aceea, haideți să ne deschidem inima. Amin. Să fim cu adevărat niște slujitori ale Dumnezeu, niște lăutari către Dumnezeu nostru, Cel ce ne-a purtat de grijă, Cel ce este de partea noastră. Haideți să cântăm o frână. Când nu te cunoșteam, Tu m-ai chemat, cu dragoste m-ai ridicat. Prin jertfa Ta, Iisus, am fost sfințit, ce haine noi mi-ai dăruit. Thank you.
este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătrunsă. Acest Dumnezeu care este atât de mare încât mărimea Lui este nepătrunsă, în această seară este aici. Deci haideți să plecăm capetele noastre, vom închide ochii noștri. Amen. Și într-un moment solemn, știm că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Ne vom opri în alegarea noastră din gândurile noastre deșarte. Și vom vedea realitatea, este Dumnezeu în mijlocul nostru. Amen. Haideți cu inimile noastre sincere, așa cum am spus, un templu sfânt în fiecare zi, să fie viața noastră, inima noastră. Iar acum ne bucurăm de bunătatea și de prezența Lui Dumnezeu. Haideți să ridicăm glasul înspre Dumnezeu în semn de mulțumire, în semn de laudă, în semn de glorificare la adresa Lui Dumnezeu. De aceea suntem aici. Cu toți împreună îl laudăm pe Dumnezeu și binecuvântăm numele Lui Cel Sfânt. Amin. Amin. Așa v-am spus, suntem bucuroși să fim în casa Lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm în numele Lui Dumnezeu pe toți. Vă salutăm în numele Lui Iisus Hristos, pe fratele Grigore Carabă, care este responsabilul tinerilor de la Biserica Bethel, împreună cu tinerii, fiți binecuvântați de Dumnezeu, vă salutăm pe toți și vrem să ne bucurăm împreună. Ne-am adunat aici nu ca să facem altceva decât să lăudăm pe Dumnezeu. Sigur, este o bucurie ca să ne vedem, este o bucurie ca să ne bucurăm împreună, dar lucrul primordial pe care este pe primul loc este să lăudăm pe Creatorul nostru. De aceea ne vom deschide inima. În această seară, haideți să fim zâmbăreți. Haideți să zâmbim, să suntem tineri. Seara tinerilor. Așa se spune, frate Benjamin. Seara tineretului. Și este Dumnezeu în mijlocul nostru. Vreți mai mare motivație pentru bucurie? Te rog să afișezi 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Să vedem cine nu zâmbește aici. Face un păcat dacă nu zâmbiți. Haideți să vedem ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să rămânim copii al lui Dumnezeu. Mai este cineva care nu zâmbește? Care nu se bucură? Să fii copilul lui Dumnezeu, vrei altă bucurie? Chiar dacă aș câștiga lumea întreagă, spune cuvântul lui Dumnezeu, și aș pierde pe cine? Pe Dumnezeu, sunt un nimeni. De aceea, noi suntem bucuroși. Suntem binecuvântați. Este adevărat că suntem cam obosiți, dar tinerii nu au voie să fie obosiți. Chiar dacă Isaia ne spune că tinerii obosesc, dar Dumnezeu îi întărește. Și noi ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Împreună, așa v-am spus, ne deschidem inima și vrem să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cântăm o cântare cu toți împreună, iar apoi fratele Timotei ne va motiva pentru alta rugăciune. Acum cât încă se mai poate, lucrează, frate, cu folos. Că nu-i mai prețios din toate decât ce faci pentru Hristos.
schimb să ne jertfești, fă-ți timp astăzi pentru Iisus. Binecuvântat și înălțat să fie Dumnezeu, amin? Amin. Ce frumos am cântat. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea să deschidem Biblia în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Nu știu dacă mai țineți minte de la întâlnirea noastră de tineret, conferința, dacă se poate spune așa, care a fost la Betel. Dacă mai țineți minte mesajul, a fost un mesaj despre lei. Se vorbea despre mai mulți lei, dintre care leul pornografiei, leul complexul de inferioritate și multe altele. Și la sfârșit ne-a îndemnat la rugăciune și la sfârșit zis fiecare pe foaie de albă, pe foaie, pe opală, scrie leii cu care se luptă. Primul gând, cu ăsta nu am treabă, nici cu ăsta nu tare, stau cam destul de bine. Nu știu ce gânduri ați avut dumneavoastră. După care am fost sincer și am recunoscut și eu cu ce mă lupt. Cel mai periculos moment din viața unui creștin, din viața unui tânăr, viața unui creștin, atunci când crezi că e bine așa cum merge. Atunci când crezi că nu mai e loc de îmbunătățire. Când crezi că ești perfect. Și uiți că de fapt depinzi de Dumnezeu și că tot ce faci și că dacă ești cumva în picioare, ești pentru că Dumnezeu e cu tine. E momentul când nu mai lupți. E momentul când îți iei un pic de concediu. În luptă, în război, nu există concediu. Dacă ne uităm în 2 Samuel, capitolul 11, când a căzut David? Când a ales să rămână acasă de la luptă. Pentru că în război nu avem voie să ne luăm concediu. Aș vrea să vă ridicați în picioare în această seară. Îndemnul meu pentru voi în această seară, fii cu garda sus. Pentru că diavolul, 1 Petru 5 cu 8, dacă pot să-l afișez. Fiți strești și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și răgnește și caută pe cine să înghită. Pentru că nu mai are mult timp și vrea să ne înșele. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc. În trecut și eu am fost apucat de Hristos Iisus. De ce? Pentru că, dar cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Și pentru a putea lupta, va trebui să fii îmbrăcat corespunzător, nu? Va trebui să fii îmbrăcat cu adevăr. Platoșa neprihănirii, râvna Evangheliei, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu 9. Cum își va ținea tânărul curată cărare? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Amin. După cuvântul tău.
Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu în această seară și să cerem să ne ajute să fim treji. Într-o lume în care răutatea ajunge la culme. Într-o lume în care tu ești anormal și cei ce fac răul, cei ce trăiesc în întuneric, sunt normali. Și ai nevoie de Dumnezeu, pentru că singur n-ai cum să reușești. Aș vrea să îi cerem lui Dumnezeu să ne întărească. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu. Amin. Spunea fratele Timotei, primul pas ca să fii puternic este să recunoști că ești slab. Spune Dumnezeu se prezintă și spune lui Gedeon, viteazul. Și spune, nu-i adevărat, eu nu sunt viteaz. Sunt cel mai neînsemnat din familia mea. Sunt slab. Nu. Dumnezeu nu se uită la ceea ce suntem, dar la ceea ce putem să fim. Pentru că la urmă îi spune, Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea care? Aceasta. Du-te cu puterea aceasta, judecător 6, versetul 14. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din Madian, din mâna lui Madian. Și aici vine târgul, aici vine rezolvarea. Pentru că este trimis de Dumnezeu. Oare nu te trimit eu? Spune Dumnezeu. Binecuvântat să fie el, ocupați locul. Dumnezeu ne-a trimis și în această după masă ca să venim în slujba Lui. Să venim cu puterea pe care o avem. Dar Dumnezeu ne trimite. Și atunci ne mărește puterea. Slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu împreună dintr-o altă cântare. Iar apoi, fratele, să nu greșesc. Fratele Ionuț Copil va veni și ne va da un alt îndemn pentru altă rugăciune. Salvador.
Mă gândeam aici, spune, Domnul este
Dumnezeul oștirilor este cu noi. Oare numele cui David când a mers să-l învingă pe Goliat s-a dus? A luat doar așa o praștie și cinci pietre din părău și a plecat de unul singur? Nu. Ci spune acolo că el s-a dus în numele Dumnezeului oștirilor. Și când a luat praștie, el a fost sigur. Pentru că Dumnezeu deja era cu el. Dumnezeu i-a dus această biruință ca să-l biruiască pe Goliat. De multe ori stăm și noi și există în viețile fiecăruia câte un Goliat. Fratele l-a numit Leu. În viața fiecăruia este câte un Goliat. Oare l-am pus noi la pământ sau încă stă? E la pământ, dar încă bate. Fraților, Goliatul ăla trebuie să dispară dintre noi. Spune aici în versetul 8, veniți și priviți lucrările Domnului. Pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc arele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc peste pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Opriți-vă din alergarea voastră pe ciungurile noastre. Și aici îmi vorbește și mie, oprește-te și lucrează mai mult pentru Dumnezeu. Pentru că ce faci pentru El rămâne. Dar nu se știe, poate astăzi, poate mâine, viața noastră a fiecăruia s-ar putea să ia un sfârșit. Și atunci unde pleci? Noi agonisim pe pământul acesta și mergem încoace și încolo. Dar nu știm. După aia, unde ne ducem? Însă noi vrem să avem încrederea aceasta, că vrem să fim cu Dumnezeu o veșnicie. Și așa cum spune aici, în Psalmul 45, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru Împărat, ca pana unui scriitor iscusit să fie limba, Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul Tău este turnat pe buzele Tale, de aceea Te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Haideți ca în această seară să ne rugăm ca Dumnezeu să lase acest rău, să coboare între noi. Și atunci vom vedea bunătatea lui Dumnezeu. Și dacă noi vom fi sinceri cu El, El cu siguranță ne va răspunde tuturor rugăciunilor noastre. Amin. Să sperăm că de la început că suntem binecuvântați de Dumnezeu să fim într-o casă de rugăciune. Acum vă dau un exemplu. Vineri dimineața eram în călătorie și undeva pe lângă Milano a fost un accident grav. Iar după masă am citit în presă, cred și erau trei tineri morți în acel accident. Trei tineri, 22 de ani, 23 de ani și unul era încă mai tânăr decât acești doi lungă, însă nu avea vârsta scrisă în presă. Noi suntem binecuvântați aici, de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mai dat o zi, dar nu să ne facem mai rău. Ne-a mai dat o zi ca să ne mai pocăim, ca să lăudăm pe Dumnezeu. De aceea putem să venim să ne deschidem inima. Te rog să afișez Psalmul 145, care l-am citit cu versetul 3. Ca să ne aducem aminte, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătrunsă. Tineretul în această seară este în prima linie. Și în a doua linie sunt cei mai în vârstă care se arată pentru ei. Pentru că vrem să aducem o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Un miros plăcut să se ridice la Dumnezeu. Din inimă. Așa am rugat pe Dumnezeu, însă încă din cântări. Vrem să cântăm împreună dintr-o cântare. Iar apoi sunt patru surioare micuțe care vor să-L laude pe Dumnezeu. Nu le vom face să aștepte, să-și piardă răbdarea. Le vom da loc să înceapă lauda și închinarea din această seară, iar apoi cu toții să ne deschidem inima și să laudăm pe Dumnezeu. Amin. Stop.
Haideți, haideți. După surioare va veni grupul de la Cel, cu două cântări și mai la pămințe.
fratele Mihail este aici. Vrei să-l încurajezi, fratele Mihail? Dacă vrei să-l încurajezi, atunci ai timp. După fratele Mihail, nu pun biserică și mereu la urmă, nu la pentru biserică. De Dumnezeu, cred că toți suntem tineri. Amin. Păi el nu are o zi când s-a născut în data de și nici nu o să aibă vreo zi când o să moară. Pentru că el este din veșnicie și o să fie în veșnicie. Amin. Și ceea ce este și ne face pe noi bucuroși este că și pe noi ne-a chemat să facem parte din veșnicie. Aleluia! Este în 1 Ioan în capitolul 2. O să încerc să fac cât de repede posibil. Capitolul 13 este o propoziție exact la mijlocul versetului. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Atunci, la vremea respectivă, Ioan le scria la anumiți frați, la frații, unde trebuia să fie dus această scrisoare, la tineri. Și ne scria cu certitudine că el știa sigur că l-a biruit pe cel rău. Noi l-am biruit pe cel rău? Aleluia! Ca să birui înseamnă că trebuie să te lupți. Pentru că nu se poate folosi cuvântul ăsta biruință fără să fie o luptă. Este logic. Eu până să-l biruiesc pe cel rău, m-a trântit el pe mine de multe ori jos. Eram în trecut, țin minte, din mărturia lui soția mea, care se află aici, și mi-a zis ea, după ce m-am întors eu la Dumnezeu, mi-a zis, de fapt nu mi-a zis mie, am mărturisit într-o biserică, și mi-a zis că, a zis în biserică, voi știți că, eu nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, dar când a plecat Mihai în Italia, eu mă rugam, nu știu la ce Dumnezeu se ruga, că nu-L cunoștea pe Iisus, și zice, eu mă rugam ca Mihai să cadă la pușcărie, că altfel nu aveam cum să scăp de el să-mi fac viața mea. Nu știu că lui Dumnezeu s-a rugat, dar a ascultat. A ascultat-o și slavă Domnului că a ascultat-o. Că dacă nu o asculta, astăzi probabil nu mai eram aici. Și eu sunt bucuros că mă aflu aici. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să ne ajute. Nu să vă ajute pe voi, că nu, eu nu sunt mai important. Să ne ajute să ne educăm copiii și să le dăm o educație creștină așa încât să nu ajungă niciodată la pușcărie ca să-L cunoască pe Hristos. Eu sunt bucuros că am ajuns acolo, pentru că dacă nu ajungeam, nu-L cunoșteam. Am numărat odată. Trebuie să vă povestesc în mare, pentru că este mult de povestit. Mi-a zis fratele Daniel, când a scris mărturia pe Sito, îl durea mâinile. Deci mult este. Și de asta nu am timp să vă spun tot. În schimb, o să vă spun așa în mare. Fac parte dintr-o familie
formal, așa, fără, numai că nu se vorbește de Hristos. Dar fost, majoritatea mă cunoașteți, dar asta o spun pentru cei mă cunoaște. La o vârstă, mai când aveam 10 ani, așa, părinții mei s-au despărțit, fiecare întreaba lui. Probabil s-au gândit la copii, mai am o soră, dar prea târziu, că fiecare am luat-o pe traseul nostru și așa s-a întâmplat. M-am îndrăgostit de stradă și așa am ajuns la închisoare. Și acolo, și la închisoare, am cunoscut pe cineva care îmi vorbea de Hristos. No, eu acum știam de frații aceștia, că, de pocăiți aceștia, că ăștia nu fac rău la nimeni. Nu fumează, nu bea, nu înjură, nu se duc prin discoteci, prin bar, nu se bat. Nu. Păi ce faci mai aici? Tatua din cap până în picioare, fratele ăsta. Păi ce cauți mai aici? Zici că ești prea, ce ai făcut? A început să-mi povestească viața lui și am început să realizez puțin ce înseamnă pocăință. Și ușor, ușor așa m-am apropiat de Dumnezeu. El îmi vorbea foarte mult. M-am mutat în celulă cu el și vreau să notez un fapt, să vă gândiți și voi la el, vă rog. Mi-a vorbit omul acesta timp de 6 luni în fiecare zi de Hristos. În 6 luni sunt pe 1980 de zile. Deci vă dați seama că trebuie să vorbim cu un om ca să-l accepte pe Hristos, cu un om ca mine. Totuși l-am acceptat. Deci noi de multe ori vorbim odată, de 2 ori și dacă nu vedem rezultate, ăsta nu se pocăiește în viața lui. Așa știm. Dar nu trebuie să ne lăsăm, pentru că Dumnezeu are planurile Lui. Dacă eu cred că Dumnezeu m-a schimbat pe mine, poate să schimbe pe mulți. Garantat asta. Vecinii voștri, colegii voștri de muncă, colegii mei, pe orice nu poate să schimbe. Dacă m-a schimbat pe mine. Eu cred acest lucru. Ceea ce m-a făcut să reflectez foarte mult la acest Iisus, este că eram într-o seară, am numărat, vă spun sincer, am numărat până în celul la mine 12 porți blindate când m-am dus odată la proces. 12 porți. Trebuia să intre pe poarta principală, pe altă poartă, pe altă, până la mine erau 12 porți blindate. Și am stat și m-am gândit, oare cum a putut să intre la mine în celulă Iisus Hristos? Și după aia, citind Cuvântul lui Dumnezeu, când am răsfoit puțin, am găsit tot în Ioan ăsta, pe undeva, pe la sfârșit, că pe când ucenicii stăteau cu ușa închisă de frica iudeilor, Iisus a stătut în mijlocul lor. A, deci el poate să intre și cu ușa închisă. De fapt, ușa închisă, geamul se închise. El e aici. Aleluia! Așa a intrat Iisus la mine în celulă, vă spun sincer, și mi-a zis că așa cum mă iubește el, când se cânta mai devreme, nu poate să te iubească nimeni. Acum eu credeam că e numai imaginația mea, am zis că cred că delirez, sunt la pușcărie, o iau razna. Începeam să mă cert cu mine însumi. Dar cum poți tu să mă iubești mai mult ca mama mea? Mai mult decât ea. Și după aia, cu timpul, găseam în Scriptură, chiar dacă o femeie va uita de copilul, eu tot nu te voi uita niciodată, zice Isaia. Nu? Aleluia! Și probabil, da, că acolo câteodată te simți uitat. Când probabil nu are posibilitate să, de fapt, într-un an jumate, mama mea o singură dată am văzut-o. Pe prietena mea, actuala mea soție, n-am văzut-o niciodată. E greu și probabil că îți face impresia. Te uită. Dar Dumnezeu nu m-a uitat. Aleluia! Iisus Hristos a stătut acolo cu mine și a început să mă mângâie și să-mi spună că te iert, indiferent ce ai făcut. Cum mă ierți tu și de lucrul ăla ascuns, care știu numai eu și cu tine? Lucrurile alea mutare? Da, te iert. Le uit, nu numai că te iert, le uit, le aruncă. În mare uitări, eu te iert de tot ce ai făcut. Cum și de treaba aia? Ții minte că tu doar dacă ești Dumnezeu știi tot. Dacă tu ai creat ochiul, e imposibil să nu vezi. Și tu m-ai văzut atunci în ziua când am comis lucrul ăla murdar și mă ierți. Ca și cum nici nu l-ai făcut. Eu te iert. Aleluia! M-am simțit eliberat. Glorie Domnului! Și acum mă simt liber. Și de asta vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. M-a biruit Satana de multe ori. M-a biruit Satana în multe lupte. Vreau să vă mărturisesc. Credeți în vise?
Credeți în vise? Eu de multe ori aud că mărturisiți despre vise, despre... Mi se pare că odată am mai zis aici la adunare, dar nu erați atasă. Ca să vă spun cum eram eu și închei. Am visat odată că stăteam la o masă, dar eram, știam că visez, nu știu cum să zic, n-am cum să exprim. Și la masa aia cu mine, o masă mare, și la masa aia cu mine era o femeie care n-am mai văzut niciodată nici în filme, ca o regină așa, cu tot felul de diamante, bea cu tot felul. Și din prima am zis, inima mea, asta e Satana. Și el a recunoscut. Și îmi zice și mă întreabă el pe mine, Mihail, zi mărturia ta. Și acum m-am pus față în față. Deci țin minte ca ieri visul ăsta. Clar. Și zice că zi mărturia ta. Și eu îi spun, eu eram ca tine. Și după aia m-am trezit. Deci vă dați seama. Am făcut multe lucruri. Murdare. Nu vreau să dau vina pe mama, pe tată, că s-au despărțit și nu au avut grijă de noi, sau pe anturaje, sau pe... Principala vină eu am fost. Eu am fost principala vină. Și totuși Iisus Hristos, cred că într-o zi, asta e o imaginație de-a mea. Așa cum am fost eu, murdar, păcătos, am gustat de multe lucruri, cred că într-o zi în cer, s-a uitat în mâinile Lui și după aceea s-a coborât la mine. În cerul la mine. Și cred că a zis în inima lui, eu și pentru ăsta am murit. Și cred că datoria noastră zilnică, a mea cel puțin, este să ne rugăm pentru toți oamenii aceștia pierduți. Pentru că El are mulți, mulți are de câștigat. Acolo, așa unde eram eu, se formase o biserică, fraților. Era o sală de jocuri, unde deținuții se adunau să ne jucăm calceto, zarul și tot felul de jocuri. Și în 3 luni de zile după ce am întors la Dumnezeu, nu mai avea loc de noi. Eram mulți. Într-o seară numărasem 21 de deținuți care îl lăuda pe Hristos. Și care ne îngenuncheam și uitam și când este ceasul și câte 2-3 ore ne rugam în continuu. Și lăudam pe Dumnezeu. Și lucrurile astea m-a întărit foarte mult. Și eu cred că Dumnezeu are putere să mântuiască. Dacă așa m-am mântuit pe mine, cred că are putere să mântuiască. Acum v-am citit versetul acesta, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Nu vă descurajați. În viața asta sunt multe lucruri. Și multe plăceri. Și ascunse plăceri. Care niciodată nu o să scăpați de ele. Eu vă spun din propria mea experiență. Totdeauna cel rău vine cu ce-ți place. Dacă lui Iisus Hristos i-a fost foame, i-a dat, zice, porunce să facă pâine. Nu i-a zis de altceva, i-a zis de pâine, că știa că e foame, așa și cu noi. Noi avem multe plăceri în lumea asta. Și Satana o să vină la noi, mai ales la cei tineri, cei părinții noștri care au 40, 50, 60 de ani, au munca lor, deja au cumpărat casă, au puțin termină mutul și au făcut viața lor, vin la biserică, Constanța. Dar acum Satana caută să-i distrugă pe ei prin noi, să ne fure pe noi, să ne îndepărteze pe noi de Dumnezeu, ca să provoce suferință și lor și nouă, prin diferite plăceri. Stăm alături de Dumnezeu, prin Scriptură. Nu trebuie să lipsim din adunare, frate. Eu vă spun de că m-am întors la Dumnezeu. Cum m-am îndepărtat puțin de Scriptură, de adunare, de frați, de părtășie, cum cel rău mi-a dat sub coastă și m-a lovit și am căzut. Iar m-am ridicat și mi-am dat seama. Deci, aseară un frate mi-a zis că Dumnezeu a îngăduit și îl cred. Am stat și am meditat. Seară nu l-a crezut. Dar astăzi îl cred. Mi-a zis că Dumnezeu a îngăduit ca tu să cazi. Și am spus, păi stai puțin că așa este. Dumnezeu vrea... Deci niciodată copiii lui Dumnezeu, când citim din Scriptură, de la început, începând cu Iosif și cu cine vrem, Dumnezeu a trecut prin suferință și prin multe lucruri ca să poată să ajungă undeva. Și așa face cu toți. Amin? Amin. Domnul să ne ajute să stăm alături de frați și de Scriptură în fiecare zi. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute. Amin. Fii bine, domnule, frate, mi-a ieșit. Grupul Bisericii Maranata. Tinerii de la Maranata. Cântăm în grup. Thank you.
Și mai aveți bagaje, o să mai veniți și altă dată.
De aceea mai vreți să vă ridicați în picioare. Îmi cer scuze, bineînțeles, că nu reușesc ca să vă dau la fiecare. Știu că sunteți în casa Domnului, sunteți frații mei și o să mă iertați. Însă, haideți să ne deschidem inima acum. Fratele Grigore va veni aici în față, va veni și va aduce cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a pus pe inimă. Vrem să cântăm împreună și fratele Grigore va veni aici. Iar după cântare, fratele Daniel Cojuc va veni, va lua un microfon aici și va cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste fratele Grigore, peste cuvântul care se va citi și peste fiecare dintre noi, peste inimile noastre. Și zic ca Dumnezeu să asculte. Amin. Există un Samson în seara aceasta aici, care a rămas fără ochi. Și învârte la moara filistenilor și mai cere putere de la tine încă o dată să se ridice. Cred în autoritatea cuvântului tău, Tată. Cred în puterea cuvântului tău. Cred că cuvântul tău poate să transforme mințile noastre, Doamne. În seara aceasta mă rog să le iei mâinile tale pe Grigore, să le iei în brațele tale puternice și să lași ungerea ta peste el, Doamne. Vorbește copiilor tăi prin cuvântul tău, Doamne. Răspunde la nevoile noastre prin cuvântul tău. Ridică-ne, îmbărbătează-ne, Doamne. Crede-mi în autoritatea cuvântului tău. De aceea proclamăm numele tău peste noi și îți mulțumim că tu ne asculți. Amin. Amin. Mă bucur foarte mult să salut fratele care l-a pronunțat, Maranata. Și vreau să repet și eu, Maranata. Amin. Slăviți-vă pe Domnul. Amin. Ar fi trebuit
probabil să răspundem așa înflăcărați. Toți, mă rata, dar n-a fost așa. Îmi doresc ca până la sfârșit și când mă plec de aici să putem spune toți. Maranatha, Domnul nostru vine. Amin. Ia să rămânem puțin așa. Mi-a plăcut foarte mult mărturia fratelui care a depus mărturia în fața noastră, fratele Mihai, Domnul să vină cu Teze. Experiența lui negativă, putea să numim în prima fază, ca după aceea a dat roadă la nașterea lui pentru Dumnezeu, cum Dumnezeu l-a cules de după gratile, murdare și umede și l-a adus în împărăția lui Dumnezeu, l-a strămutat acolo. Suntem în prezența lui Dumnezeu viu. Am primit la Dumnezeu de multe ori în viață multe lecții care au rămas rușinat și am văzut cum Dumnezeu a trecut dincolo de modul meu de gândire, de puterea mea de a gândi. Și ne-a arătat cât de mare este El, slăvit să fie lor. Dumnezeu are puterea să scoată de după 12 gratii blindate. Slăvit să fie lor. Mi-a rog aminte că am fost odată aici, la Tolmezzo, jos, la Paluța, în închisoare aceea de acolo, prin 2005. Se vizitez un verișor acolo, care a ajuns în pușcărie. Și am dat buletinul la intrare și am simțit că îmi pare rău că l-am dat. Am început să închidă ușa în spatele meu, era iunie. Afară o căldură că nu puteai să stai și înăuntru trebuia să iau o geacă cu mine. Simți că iau fiori. Dar mai înfricoșată decât o închisoare pământească este închisoarea aceea a diavolului în care închide pe oameni și îi privează de prezența lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este să scoată oamenii în închisoarea diavolului. Amen. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, care suntem niște ambasadori a cerului, să scoatem oameni de acolo. De aceea am fost salvați, o maximă spune, ca să salvez și Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să rămânem așa în picioare și să citesc câteva versete de la 1196, pagina din Biblie, 1196, Epistola a doua sobornicească a lui Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1 în jos. 1196, Epistola a doua sobornicească a lui Petru, capitolul 1 cu 1. Simon Petru, rom și apostol al Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea în care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștința a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el, aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să vă așezați. Vreau să vă spun că am o părere foarte bună despre voi. Domnul să vă binecuvânteze. Lauda să fie al Domnului și Domnul să ne binecuvânteze pe toți în seara asta.
Vă văd foarte organizat din multe puncte de vedere, orchestrația, muzica, mixajul, toate cele. Modul cum se desfășoară lucrurile aici, Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute Domnul și pe voi aici și pe noi din Cola Betel să creștem în fiecare zi tot mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu și să slujim pe Dumnezeu cu toată inima și Domnul să ne binecuvinteze. Am rămas foarte impresionat și sunt bucuros în seara aceasta pentru că suntem împreună cu tinerii din Betel aici. Sunt bucuros pentru modul în cum m-a invitat fratele Ionica să vin la voi. Am rămas foarte mers, n-am putut să-l refuz. Deci pur și simplu n-am putut. Așa m-a chemat, nu știu cum a făcut-o, că m-a dezarmat. Sincer, nici n-aș fi vrut să vin, pentru că mi-e foarte greu să slujesc și să pregătesc o predică și apoi să așa să mă rog și să... nu e ușor. Dar modul cum m-a chemat Ionica, pur și simplu, n-am putut să vin nou. Și am zis, ok, o să fac tot posibil să fiu în mijlocul vostru și prin harul Domnului am ajuns în locul acesta. Domnul să ne binecuvinteze pe toți în seara asta. Sigur că este o seară de tineret și e un lucru foarte frumos atunci când tineri se adună și suntem în prezența lui Dumnezeu, împărtășim împreună, să ascultăm din cuvântul lui Dumnezeu ce vrea Domnul să ne spună. Sunt convins că de fiecare dată când ne adunăm la seri de tineret, ca și acestea, Dumnezeu are întotdeauna ceva special pentru noi să ne spună și întotdeauna plecăm din locuri ca și acestea, cel puțin mai bogați, ca și cum am venit. Doresc ca Dumnezeu să ne dea la fiecare câte o perlă în seara asta, să mergem acasă plini de bucurie, pentru că, așa cum spuneau și frații, ne-am întâlnit cu Domnul în locul acesta, slăviți să fie Domnul. Aleluia. Mi-a fost foarte greu să aleg textul. Am avut o idee vagă despre ce aveam să zic. M-am dus cu mintea prin Biblie. M-am dus pe la Abel, pe la Cain, pe la Iosif. Că spunea fratele Daniel, s-a rugat Domnul să-l binecuvinteze. Chiar aveam nevoie de rugăciunea aceasta. Și m-am tot gândit despre ce să vorbesc de la asta. Prin psalm și m-am tot uitat. Și până la urmă, am rămas cu ochii pe acest pasaj din Petru, din care doresc ca Dumnezeu să mă inspire pentru noi toți seara asta, să-mi dea un cuvânt și câteva gânduri pe care le-am pe inimă și mi-am mutat acolo în bancă, să le luăm pentru restul zilelor sau în săptămâna care ne se înainte, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem avea o săptămână care ne stă în față prin harul Domnului, apoi o lună, februarie, apoi anul acesta, 2016, să fie pentru noi un an mai prosper din punct de vedere spiritual și Domnul să ne binecuvinteze. Psalmul 145, care ți-a citit, te voi înălța, Dumnezeule, Împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătrunsă. Deși mi se pare că am pătrunsă, dar e de nepătruns mărimea Lui Dumnezeu. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale. Și atenție! Și voi cânta minunile Tale. Mi se pare puțin așa interesant. De multe ori, minunile, noi le mărturisim, cum a făcut fratele Mihai. Psalmistul spune, le voi cânta, adică le voi pune pe note, minunile lui Dumnezeu. Sunt tineri aici care au de mărturisit ceva glorios ce a făcut Domnul pentru el. Slăviți să fie Domnul. Cine are? Fac un semn cu mână. Cine ar avea de mărturisit ceva ce a făcut Dumnezeu pentru el? Slăviți să fie Domnul. Vreau să vă spun că Dumnezeu e foarte prezent în viața noastră. Dumnezeu, vreau să vă spun așa foarte scurt o minune. Eu o consider o minune. Nu știu dacă ați auzit în cele tare, nu știu ați auzit-o, dar o repet acum pentru Maranata. A rămas într-o lună fără bani. Lucram și n-am mai avut bani să fac motorină. Și m-am dus la biserică, față în spate acasă și s-a golit rezervorul. Și am ajuns pe rezervă și am mers câteva drumuri așa de biserică, acasă, rezervă și la lucru.
Trebuia să primesc banii în următoarele zile și am zis, Doamne, nu cer bani de la nimeni. Ca să vă spun cât e de prezent Dumnezeu în viața noastră și poate cineva trece din criză. Vreau să spun că Dumnezeu este adevărul. Amen. Și El nu ne lasă, este prezent în viața noastră. Slăviți să fie Domnul. Și după ce am mers la biserică, seara am ajuns acasă, am oprit motorul imediat. Tac, repede să, așa, să fie motorină. Și când m-am dus dimineața la lucru, am mers la 200 de metri, s-a oprit motorul. De fapt, dimineața când am dat la cheie, se dusese motorina de pe furtune și am dat și a luat motorina și a pornit. Mi-am dat seama că e bai. Am mers vreo 300 de metri, aproximativ, și motorul, toate luminile în bord, s-a oprit. În momentul acela m-am gândit la Dumnezeu. Și am zis, Doamne, de atâtea ori m-ai scăpat, din foarte multe stări neplăcute m-ai scăpat și m-ai izbăvit. Am o întrebare, Doamne, cum mă scap? Acum, m-am întrebat. Știam că trebuie să ajung la lucru și cu orarul la lucru, cu șeful meu, era foarte, trebuia să fie acolo. Că dacă nu, nu era. Aveam probleme întotdeauna. Era 8 fără un sfert, mai puțin. Și motorul era oprit și mergea din inerție, eram în coloană. În fața mea era un peco. Nu lăsa să intre în peco. În fața mea baga cineva motorina. A terminat cu acela și a plecat. Și eu m-am dat jos din mașină, mașina era oprită și m-am dus la gestor și i-am zis, știți, eu zic că aș vrea să bag ceva motorină, nu am bani. Dintr-o dată cu ochii mari, a observat la distanță că ceva nu e ok. Și zic, dar dacă vreți, vă dați buletinul și de seară vă aduc bani, să-mi băgați de 10 euro, i-am zis eu. Au să uită la mine și a zis, așa ceva nu pot să fac. Îmi pare rău, zice, nu sunt eu proprietarul. Și eu m-am uitat la el și el se uită la mine. Ei, eu nu puteam să mă mișc din loc cu mașina. Se uită la mine așa atent, se uită la mașină și era așa pusă Biblia, de bord, în bord, așa. Nu știu, am uitat-o de aseară. Dar nu era asta, ci era Biblia în italiană. La Sacra Biblia. Se uită, zice, dar zice, tu ce e aia? Ce? Zic, eu, e Biblia. Dar ce credință, ce religie ești? Și am zis că sunt evanghelic. Ok, evanghelic, dar cum se cheamă? Am zis că pentecostale. În sfârșit i-am zis, e zic. Se uită la mine. Pace, fratele. M-am uitat la el. Deci, allora siamo fratelli, zice, de cât vrei motorină, de 10 sau de 20? Și am zis, dacă toți suntem, mai băgăm de 20. Nu mi-a venit să cred ce văd. Am pornit mașina și l-am lăudat pe Domnul până la lucru, de nu-i adevărat. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu așa de prezent în viața noastră, încât de multe ori la o mică adiere tremură, parcă, și Doamne, te-ai dus, nu mai ești. Nu e adevărat, Dumnezeu este prezent în orice situație te găsești. În pușcărie, nicio problemă. Domnul e acolo, te poate scoate de acolo. Oriunde te-ai aflat. Mai jos ca eu, dar nu s-a coborât nimeni. Și Dumnezeu de acolo a ascultat, slăvit să fie Domnul. Amen. Dumnezeu vrea să avem experiențe cu El. Pentru că inima lui Dumnezeu, spuneam cu alte ocazii tinerilor, este zdrobită între două iubiri. Inima lui Dumnezeu este zdrobită între două iubiri. Iubirea față de lumea pierdută și iubirea față de noi, care suntem în seara asta aici. Ne iubește foarte mult Dumnezeu, ca pe copiii Lui. Așa cum îți iubești tu copiii, așa ne iubește Domnul pe noi. Și Dumnezeu ar vrea să fie mai plin de zel, mai aproape de Dumnezeu. Și de multe ori o luăm cu încetinitorul. Și Dumnezeu nu-i place. De aceea visez un tineret aici în zona aceasta, în primul Revenția Giulia, un tineret înflăcărat pentru Domnul. Un tineret aprins pentru lucrările lui Dumnezeu. Pe cine vrea Dumnezeu să schimbe prima dată? Ce ziceți? Că Dumnezeu vrea să lucreze. Pe cine vrea Dumnezeu să schimbe prima dată? Pe tine.
zi așa, pe mine. Zic și eu în dreptul meu, pe mine. De multe ori, ca și David și cu Goliat, când Goliat se ridica 40 de zile, vă dați seama, fiecare zi ieșea și blestema. Cine sunteți voi, Israel? Și-ar înjura în cuvintele noastre. Blestema pe Dumnezeul lui Israel, cel adevărat. Și Saul cu ceilalți țipi. Parcă semănau cumva cu noi. Nici unul nu zicea nimic. Până a venit David, un tânăr. Și Dumnezeu prin el, când a auzit prima dată în jurătura la adresa lui Dumnezeu, a zis, stați așa, dar cine e ăsta? Până la urmă. O fi el mare, dar cine e el? Mă duc să mă bat cu el. Dumnezeu vrea să scoată dintre noi oameni care se bată cu Goliat. Doresc ca Domnul să le binecuvinteze pe toți. Amin. Cuvântul Domnului spune aici în versetul 1 și ar vrea să ne apropiem de text puțin și să ne uităm la el. Simon Petru, rob și apostol al Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Amin. De multe ori avem impresia, ca și tineri, că nu avem resurse. Ce-ar putea să fac eu pentru Domnul? Ce-ar putea să lucreze pentru Dumnezeu? Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce trebuie să avem pentru ca să putem să facem față luptei din punct de vedere spiritual. David putea să zică, de fapt l-au și înarmat pe David. L-au echipat cu zale, cu scut, cu tot ce trebuie, coif în cap, l-au încins și a spus, du-te. Nici n-a încercat să meargă, nu putea să meargă. Dar David avea ceva din partea lui Dumnezeu. Și tu ai ceva. Ai ceva din partea lui Dumnezeu cu care poți să lucrezi. Pentru că într-o zi, ceea ce va conta este câți oameni au văzut în tine pe Iisus Hristos. Lucrul care va conta într-o zi cel mai mult va fi aceasta. Câți oameni au văzut în tine pe Iisus Hristos. De multe ori suntem furați de diavol, cu parcă ne fluture o jucărie în față și venim la biserică fără să ne dăm seama, cu alte scopuri. Ba să fim îmbrăcați frumos, ba să impresionăm tecutare, ba să cântăm cântarea care am pregătit-o să iasă bine. Vreau să spun că biserica, bisericile din Udine, deci azi vorbim de noi, că e mai bine. De noi, da? Vă supăra dacă vorbim de noi. Bisericile nu duc lipsă de oameni care știu să cânte bine. Nici vorba. Avem, slăbit să fie Domnul. Biserice nu duc lipsă de oameni care să vorbească de la învol, de aici, de Dumnezeu acum. Sunt de numai. Nu duce lipsă de oameni care să misioneze, să meargă de afară să misioneze. Duce lipsă de oameni cu pasiune pentru Dumnezeu. Să facem cu pasiune pentru Dumnezeu. Pe locul întâi să fie cu pasiune pentru Dumnezeu. Cred că Dumnezeu și în inima lui Dumnezeu se învârtește un plan în zona aceasta și Dumnezeu vrea să-l ducă la îndeplinire. Chiar m-am bucurat de tinerii din locul acesta, bisericii voastre, fetițele care au cântat. Văd că Dumnezeu ridică o armată și aveți și voi aici o armată de tineri care se ridică să slujească pe Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să nu uităm că am fost înzestrați de Dumnezeu cu daruri, cu abilități. Să le punem la îndemâna lui Dumnezeu și să lucrăm pentru Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Primul lucru pe care îl avem din partea lui Dumnezeu și foarte prețios este credința. Avem o credință pe care am primit-o de la Dumnezeu. Sunt multe feluri de credință. De credință. Se spune că sunt aproximativ 300 și ceva de mii de forme religioase. Tot cred în ceva. Vreau să te întreb, în ce crezi tu în seara asta? Care e credința ta? În ce crezi tu? Biblia vorbește despre o credință care a fost dată la sfinți o singură dată. Ea nu se va mai da niciodată. A fost dată odată pentru totdeauna.
și ar vrea să citesc din Iuda, și dacă se poate pune în plasme versetul, Iuda din capitolul 1 cu 3. Să citim împreună. Mulțumesc. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iată care este unul din domeniile noastre de luptă. Să păzim credința. Să luptăm pentru credința aceasta. Spuneam tinerilor că dacă rostești un anumit fel de crez sau anumită formă de viață, mod de a trăi, oricare ar fi el, toți te respectă. Dar dacă spui despre Domnul Iisus Hristos, nu va vedea. Perché così? De ce așa? De aceea, tot mai accentuat se vede în lume faptul că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, începe să fie marginalizată. De aceea, primul gând pe care l-am pentru noi seara aceasta sunt trei. Canalizează-te și concentrează-te la sursă, adică la cuvântul lui Dumnezeu. Spune că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ce înțelegem noi prin viață și evlavie? Spune că cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Evlavia, zice că deprinderea trupească în Timotei este bună și folositoare. Pe când evlavia este folositoare, întrucât are făgăduințele vieții de acum și acele viitoare. Deci a te deprinde trupește, din punct de vedere trupește, înseamnă să-ți iei responsabilitatea singur, să ai un loc de muncă, să te trezești dimineața, să mergi regulat la lucru, să fii disciplinat din punct de vedere material, din punct de vedere a vieții de acum. Dar spune Pavel, pe când evlavia o pune în contrast. Ce ar însemna evlavia? Ce vrea să spune evlavia? Deci dacă a fi deprins trupește, e foarte un lucru foarte bun, evlavia are de face cu partea opusă a lucrurilor. Adică a te deprinde trupește din punct de vedere spiritual, a sluji pe Dumnezeu. Este folositoare, întrucât are făgăduințele vieții de acum și acele viitoare. Ce înțeleg de aici? Dacă punem pe primul loc slujirea noastră și îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu se îngrijește și de acestea, lucrurile acestei vieți și de cele viitoare. Un alt lucru foarte important este cuvântul lui Dumnezeu, cum spunea și fratele. Atunci când îl neglijăm, atunci când ne facem timp mai mult de altceva decât de cuvântul lui Dumnezeu, de fapt ne luăm niște lovituri din partea diavolului și începem să fim anemici, slabi, din punct de vedere spiritual. Dacă ești slab și slabă, dacă sunt slab, este pentru că nu citim cartea asta. Am să vă spun să citiți în ea și îmi spun și mie, dar știu un lucru, foarte puțin o să citiți de mâine, s-ar putea niciunul. Există o bătălie când e vorba să citești Biblia. Este o bătălie fantastică. Orice găsim să facem, iar mergem în partea aia și îmi spune gândul Duhul Sfânt, ai grijă, vezi că trebuie să citești. Ok, vii și dar nu te oprești în dreptul ei, te duci în partea aia la altă și iar nu citești. Ai mâncat, ok, ești sătul, îți vine în cap, du-te și bea apă. Ai băut apă, bea și o gură de suc că n-ai băut. Vezi că trebuie să te sune cu tare, trimite un mesaj pe WhatsApp, fă cu tare, du-te în spate, vezi că vine repetițiile. Și zup la repetiția seara și iar n-ai citit și toată zi. Și te-a păcălit diavolul luni. Și așa face și marți și miercuri, foarte dibaci diavolul. De ce? Pentru că se întâmplă ceva atunci când citim în Biblie. Acumulăm ceva, o încărcătură spirituală, din punct de vedere spiritual. Se acumulă ceva noi, devenim niște oameni
dar din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne spune cuvântul lui Hristos să locuiască cum? Din belșug în voi. Doamne, ai milă de noi. Amin. Într-o biserică, o soră a citit Biblia într-un an de 18 ori. Și un frate o știu treaba asta și când mergea acolo, în biserica aceea, întreba, ei, sora cu tare? Parcă era frică de ea. S-a făcut ceva, sora? Cunoaște Biblia! Parcă era frică de ea. Nu așa un om care îl vezi așa bazat în cuvânt și puternic. Te dubleai, frate, cum e cu... De ce nu mi-a la celălalt? Ala nu știe. Cuvântul lui Dumnezeu are menirea să ne facă ca și un coif așa în cap, ca o piramidă puternici, invincibili. Cuvântul lui Dumnezeu are menirea aceasta, slăvit să fie Domnul. Amin. Vreți să fim o generație de oameni puternici? Amin. Bine. O mai ridic o dată aici, în Maranata. Slăvit să fie Domnul. Facă Domnul ca din seara aceasta, începând când mergem acasă, Doamne ajută-mă să mă simt și eu de promisiunea asta. E hotărârea asta. Să punem mâna pe Scriptură! Și Domnul să ne binecuvinteze. Un alt lucru, pe lângă faptul că trebuie să ne conectăm la sursă, la Cuvântul lui Dumnezeu, este să ne confundăm cu Domnul Iisus. Adică să semănăm cu El. Spune Cuvântul Domnului aici, prin El, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Una din marile probleme la noi, la tineri, știm, e comun, o cunoaștem foarte bine, sunt poftele despre care Pavel îi spune la Timotei, Timotee, nu le poți învinge nicicum. Trebuie să fugi de el. Ceea ce a făcut și Iosif. Pentru ca să semănăm cu Domnul, să ne confundăm cu El. Adică un om să se uite la tine și să spună ori e El sau e Domnul Iisus. Că tare bine seamănă cu Iisus, băiatul ăsta, fata asta. Perfect, cu Domnul Iisus seamănă. Vreți lucrul ăsta? Să ne ajute Dumnezeu să ne confundăm cu El, să semănăm atât de bine, atât de aproape cu Domnul. De ce credeți că li s-a spus primilor creștini, ucenicilor, numele creștin? De ce? Păi de aici vine numele, la Hristos. Prin tot ceea ce făceau ei, semănau foarte bine cu Hristos. Și atunci a spus, ăștia-s Hristoșii, ăia mici. Că la mare ei spun că a plecat la cer. Ăștia-s cei mici. Facă Domnul să fim niște Hristoși mai mici, aici în Udine. Și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Un alt lucru este că trebuie să dobândim caracterul lui Dumnezeu. Versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragoste de frați, cu dragoste de frați, iubirea de oameni. Sunt aici niște caracteristici și aceste trei versete scot în evidență caracterul lui Dumnezeu. Le mai găsim și în Corinteni, capitolul 13, unde se vorbește despre dragoste. Cum este dragostea. Și tot ce este enumerat acolo, haideți să citim. E mai bine să le citim. 1 Corinteni, capitolul 13. Nu este altceva decât caracterul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu vrea să ne-l implementeze și nouă și să-l avem. Dragostea. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare și un ghibal zingănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința, așa ar fi să munți și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Numai noi știm câtă răbdare avem. Dragostea nu pismuiește. Când am pismuit ultima dată? Fiecare se gândească în dreptul lui.
Când am izmuit ultima dată? Acesta nu este caracterul lui Dumnezeu. Dragostea nu se laudă. Când am avut un succes și am trâmbițat, nu este caracterul lui Dumnezeu. Nu se umflă de mândrie. De câte ori am făcut apreciere în dreptul nostru și am zis ca mine, nu este caracterul lui Dumnezeu acesta. Nu se poartă necuvincios. De câte ori ne-am purtat și n-am fost bine. Nu este caracterul lui Dumnezeu. Nu caută folosul său. Când Dumnezeu ne scoate în față oportunitatea să facem bine, avem ispita să ne gândim tot la noi, tot la noi, tot la noi. Și de 10.000 de ori tot la noi. Dar la celălalt când te gândești? Și următoarea, 10.001, tot la noi. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm modul de a vedea, să ne uităm și la altul. Amin. Amin. Nu se mânie. Aici vorba de maturitate. Doamne, ajută-ne să creștem. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul. De câte ori am auzit ceva despre sora noastră? Și bucuroși suntem că ne auzim în sfârșit că auzi și despre el ceva. Ai văzut că ne cum crede? Cum se crede? Nu-i caracterul lui Dumnezeu acesta. Dragostea acoperă. Amin. Wow, cum ar arăta bisericile dacă au face așa. Cum ar fi armonia între tineri dacă noi ca tineri ne-am acoperit? O greșit cu tare. Dar ce mai e și dragoste acoperim, rezolvă problema. Nu spargem în preajma să se audă, să știe toți. Nu. Cum ar arăta biserica dacă așa ar fi? Extraordinar. Crede totul. E, pe asta nu pot să o cred. Imposibil. Ce te costă să crezi? Plătești un preț dacă crezi ceva și auzi. Foarte bine, spune să fiu domn dacă e așa. Nădăjduiește totul. Suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Că și cunoaștem în parte și prorocim în parte. Versul 13. Acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este ce am citit mai sus. Da. Avem nevoie de credință pe pământ ca să ne mântuim sufletele, să rămânem în Domnul, în Dumnezeu. Vine vremea când Dumnezeu spune stop la inimă și inima se oprește. Azi dimineață, la grupa de copii, am avut lecția despre învierea Domnului Iisus. Le-am făcut o introducere la moarte, ce înseamnă moarte. Și am întrebat dacă au văzut vreun om mort. Și au spus că au văzut. I-am întrebat ce face omul când e mort. Și nu face nimic. Dumnezeu aduce un moment când poruncește inimii stop și inima se oprește. Și în momentul acela cade credința. Mai nevoie de credință. S-a zis. Trebuia să crezi înainte. Să fii mai credincios. Să faci rugăciuni credincioase, curajoase înainte lui Dumnezeu. De multe ori ne frică să ne rugăm puternic, așa. Cu curaj. Doamne, vreau ca John Knox. Doamne, vreau Scoția. O zis el. Parcă avem frică să ne rugăm curajos. Avem nevoie de credință. Credința funcționează până în clipa când Dumnezeu spune stop la inimă. Și ne coborâm în mormânt cu două lucruri. Cu nădejdea că Dumnezeu ne va ridica de acolo. Stăm acolo liniștiți în nădejdea aceea că Domnul ne scoală de acolo. Și când Dumnezeu ne va scula la trâmbițaie, când va suna și ne va duce acasă, dispare și nădejdea și va rămâne dragoste. Aș vrea ca să rămână ca o temă de casă, capitolul 13. Richard Burbrand spunea că avea unul în temniță cu el, care îl numeau Corinten 13. El tot ce zicea frate Corinten 13, zice, mă, dar au făcut cu tare, frate, Corinten 13. Îi acoperea pe toți, iubea pe... Avea o dragoste omul extraordinar. Lua bătaie în loc cu altă și dați-mi mie, că el stai slab. Și îl băteau pe el. Și așa și numeau. Să vină Corinten 13 să ia bătaie. Omul avea dragoste. Doamne, fă-ne niște oameni plini de dragoste. Să mânăm cu tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că timpul zboară, aș vrea să mă apropii de încheiere. Cred că m-am dus prea mult.
Vreau să recit o poezie. Când am făcut câteva versuri care îmi plac, mi le scriu și am găsit niște versuri care pur și simplu m-au uimit, scrise de Chirilianu, Daniel Chirilianu, cu privire la momentul când va trebui să plecăm de pământ, să lăsăm mașinile aici și casele și tot ce se poate spune și să plecăm de aici. Izraeliții au început să le placă în Egipt și au uitat că ei trebuie să iasă. Erau făgăduințe în spate, am să vă spun aici. Aceeași făgăduință și pentru noi. Domnul Iisus s-a dus la cer. Dar a zis, n-am să vă las, am să vă ridic de aici. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa. Se pare că ne strâng din punct de vedere, cercul se strânge. De acolo tot mai așa și în defavoarea noastră. Probabil că va trebui peste câtva timp scurt să fii întrebat, crezi tu în Domnul Iisus și în valorile Bibliei? Da. Mâine nu mai lucrez. Îmi dai cardul, îmi dai tot, să vedem ce credință ai tu. Ce o face atunci? Doresc ca Domnul Sfânt să ne desprinde, să încerce să ne desprinde de pământ, să ne dezrăcinăm. Pentru că pe timpul lui Noe, când toți se ancorau de pământ, Noe se ancora de cer, Noe construia corabie. Domnul să ne ajute să ne ancorăm de cer. Amin. Amin. Ne ia Domnul puterea aceasta să ne concentrăm mai mult pe ziua aceea când va trebui să plecăm. Un înger păzitor al unui credincios trecea în miez de noapte către Orion. Mergea ca un drumeț pe jos. Deși era grăbit și parcă supărat, m-am așezat în calea lui și l-am oprit. Iar el pentru o clipă a stat. Mi-a povestit că se întoarce obosit. Am observat că în sinea lui, de fapt, plângea. Și atunci puțin l-am iscodit. Dacă ești înger păzitor, de ce ai plecat? De ce lași omul peste noapte nepăzit? Sau poate omul te-a mânat? Nu. Omul nu mai izgonit. E botezat. Lucrează încă. Pufuleț și tricotaj. El nici nu știe că am plecat. Îmi pare rău că noaptea se destramă, iar el atât de ocupat și de străin, n-a mai luat nimic în seamă. În noaptea asta, cred că totul s-a sfârșit. Am fost chemați de Dumnezeu acasă și credinciosul meu nu-i mântuit. Am vrut să mai întreb ceva, dar a plecat. Din tot ce am discutat, îmi amintesc atât. Vă spun și vouă, n-am uitat. Spunea că cerul își cheamă emisarii înapoi, retrage ambasadele și închide bani. Va fi, se pare, ultimul război. Nu te juca, mi-a spus, ia credinciosul, ia bine seama. Amin. Aș vrea să închei gândul pe care l-am avut și să vă spun că trebuie să ne pregătim pentru plecare. Trebuie să ne punem viața la îndoială. Poporul Israel, înainte să plece, au ținut Paștele. S-au împărtășit Paștele. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să avem o inimă curată. Să ne desprindem de tot ce e păcătos, de tot ce e lumesc, de tot ce este murdar în lumea aceasta. Să dăm mâna de pace, să putem lua cina unii cu alții. Tineri, bătrâni, copii, Dumnezeu, i-a zis la Moise, Moise, să nu rămână o unghie. Și Moise a zis, nu rămâne nimeni aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Indiferent cât de bine am predicat, cât de bine am cântat, cât de bine am fi organizați,
Dacă nu avem inima curată, dacă nu iubim cu toată inima pe Dumnezeu, s-ar putea să ne pară rău. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și în anul acesta, eu vă doresc un drum puternic, din putere spirituală. Să vă luați hotărâri și dacă trebuie să duceți hotărârile acelea până la sânge, să dați bătălia asta că se merită. Pentru Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Să ne apropiem mai mult de El, să iubim Biblia. Vreau să vă spun că nu ne vom iubi pe Dumnezeu cu nici un pic mai mult decât iubim Biblia. Să nu spui că îl iubești pe Domnul dacă nu citești în Biblie. Nu te cred. Atât de mult îl iubim pe Dumnezeu cât de mult citim Biblia. Vreți să facem o rugăciune să ne ajute Dumnezeu? Pentru că până la urmă am observat că la urmă urmează problema noastră. Cădem, cum spunea fratele, de multe ori în ispite și în pofte și în păcate, pentru că nu avem tărie suficientă în noi, din Dumnezeu, din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, deși venim la biserică și parcă Dumnezeu ne însoțește multe ori și vorbim în limbi și parcă ne bucurăm și ținem ritmul bisericii, dar suntem slabi spiritual, anemici. Pentru că nu avem cuvântul ăsta din belșug în noi, de-aia cădem. Am pe inimă să facem rugăciunea aceasta ca Dumnezeu să ne ajute ca în anul 2016 să fie un an a Bibliei. Să facem din Biblie prioritatea noastră. Haideți să ne ridicăm picioare. Și ar vrea cu toată inima să nu ne rugăm pentru altceva, pentru nimic, decât pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Doamne, vreau să citesc în Biblie. Vreau să mă apropii de Tine, de Biblie, să fac timp de Scriptură. De multe ori în noapte, în seara, când am făcut toate și știu că trebuie să stau un pic în fața Bibliei. Și parcă o putere așa nevăzută. Te aruncă în pat, pe pernă și te culci, fără să citești în Biblie. Musulmanii știu Coranul pe de rost. Au credință falsă. Am curaj cu treaba asta. Tu ai un Dumnezeu viu și vin citești Scrisoarea. Da. Ai un Dumnezeu viu și nu citești Scrisoarea. Asta este. Aici. Aleluia. Câte Biblii ai în casă? Știu că ai multe. Doamne, iartă-ne că n-am citit în Biblia Ta, în cartea Ta, Doamne. Haideți să intrăm înaintea Domnului, să rugăm pe Dumnezeu ca anul acesta, 2016. Suntem la început de an, în ianuarie, 30 ianuarie. De astăzi. Să ne luăm hotărârea aceasta și Dumnezeu să ne ajute. Sunt convins că se vor întâmpla minuni. Și la următoare întâlnire de tineret. Vom arde pentru Domnul. Vom dobândi caracterul Bibliei al lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Haideți să intrăm în rugăciune. Și pentru toate, Doamne, în această seară ce ai făcut pentru noi, îți mulțumim frumos. Îți mulțumim pentru binecuvântarea Ta, Doamne, îți mulțumim pentru că Tu te-ai coborât în mijlocul nostru, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ai primit în inima noastră, Dumnezeule, ne-ai binecuvântat, Dumnezeule, și ai primit, Tatăl din cerul, jertfa adusă în această seară. Îți mulțumim frumos și cerem binecuvântarea Ta pe mai departe, puterea Ta pe mai departe și harul Tău să rămâne cu noi și în noi. Amin. Amin. Ocupați locurile. Ne mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența lui în mijlocul nostru. Sigur, ne cerem scuze pentru că l-am încercat răbdare. Dar fratele Grigorie a citit în Sfânta Scriptură despre răbdare. Și am văzut că ați pus-o în practică. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Data viitoare o să întârzie, dar mai puțin. Ne mulțumim bisericii tinerilor de la Biserica Peter, că și-au fost cu noi și am putut să ne bucurăm împreună. Zic că Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Și pe noi de aici, și pe dumneavoastră de acolo, doar suntem frații. Și nu ne vom certa. Fiți binecuvântați în Domnul Dumnezeu. Cântăm o cântare și vom face și colecte în această seară. Amin.
Știți ce? Aș vrea să vă spun acum înainte să fac cazul sub frații Grigore. Prin vremuri grele. Cea mai mare frică pe care o am este pruncii de la 10 ani în sus au cam salvat. Atunci ăștia mai micuți. Dacă și sigur va trece, se lucrează acum în Italia la legea aceea cu adopțiile și cu căsătoriile, Ion și cu Vasile și... Problema care este? Problema este că vor introduce în școală o materie și să lucreze la mintea pruncilor noștri, la anii, pe mintea șapte, că acum trebuie să mergi la spital să naști. Atenție! Să le predea profesorii pruncilor noștri că este normal Ion și cu Vasile. Grav! Vremuri apocaliptice. Ce putem să facem noi? Nu știu, nu prea multe. Noi, pentru noi, vegheatori, să ne rugăm și mai departe. Pe rog, știi ce vreau să zic, frate Grigore? Cât e poate ține o pereche de adidași astăzi, dacă umpli fiecare zi cu ei? Soare, vă stresc cu altul. Mergi la muncă, vii acasă, cât e poate ține o pereche de adidași? Cât or fie de bun? Cât e ține? 6 luni pe tine. Un an. Păi, circa, nu? Jumătate de neam, un an. Acum vreau să vă spun ceva. Voi știți cât de mare este Dumnezeul nostru în care trebuie să ne punem încrederea? Evreii au umblat 40 de ani cu aceleași sandale! Aleluia Domnului! Oameni buni! 40 de ani prin pustie, prin deșert, cu aceleași, nu adică, sandale! Și nu s-au rupt. Au mâncat, cum o cheamă pe asta nostru, ei. Au mâncat ei o turtă, o plăcintă românească, a fost aia, și-au băut ceva apă și 40 de zile omul ăsta au călătorit. Voi vă dați seama ce Dumnezeu avem noi? Ne credem în El. Amin. Bun, anunțurile.